Anchetatorii analizează mesajele pe care Visarion Alexa le-a trimis femeilor pe care le-a agresat sexual. 2 ore a stat preotul la parchetul general, cât a durat percheziția informatică. Verificările nu s-au terminat, iar numărul femeilor agresate ar putea fi mai mare. Pe rețelele de socializare apar mesaje ale unei presupuse victime, neconfirmate încă de procurori. Conform acestora, preotul i-ar fi scris victimei, printre altele, citez, sunt ca plastelina în mâinile tale, zile întregi mă gândesc la tine, nu vreau să te tulbur, dar tare mult aș vrea să te văd, am încheiat citatul. Visarion Alexa se află sub control judiciar. Acesta a recunoscut de 2 ori acuzațiile care îi se aduc, o dată în fața polițiștilor, iar a doua oară în fața șefilor săi de la Patriarhie. Părinte, sunt și oameni care vă cred nevinovat în continuare. Ce le transmiteți acestora? Ați agresat sexual într-o parcare,